dragii mei, bine v-am regăsit. Să știți că astăzi am pregătit surprize, ca de fiecare dată, surprize muzicale live. Surprize muzicale live și nu numai, avem multe alte surprize până la sfârșitul emisiunii, așa că țineți aproape de noi ca să le aflați. Povești de viață, avem artiști care ne vor dezvolui viața lor și multe secrete din viață și din activitate. Pentru că ne-am obișnuit ca artiștii ce ne calcă pragul să fie unii aleși așa de seamă și să fie cei mai buni și cei mai iubiți de dumneavoastră, să știți că în această zi deosebită o avem alături de noi pe doamna Olga Ceapraz. Bună ziua, bine ați venit, doamna! Bună ziua, bine v-am găsit! Ce faceți? Cum sunteți? Cum ați petrecut de sărbători? Foarte bine, am petrecut bine cu familia acasă. Mă bucur, în sânul familiei. Da, în sânul familiei, da. Cât de frumos! Sunteți foarte frumoasă și aveți o ie deosebit de frumoasă. Am remarcat-o așa de când ne-am întâlnit pe hol înainte de emisiune. Este o ie veche? Da, este veche. Este primită? E primită de la cineva, mi-a dat-o și mie. Când am început, când am făcut școala de canto, nu aveam costum deloc. Nu. Și acum am primit-o de la o colegă de școală. Când ați început școala de canto? Școala de canto am făcut-o în 2008, 2009 și 2010. Așa târziu? Așa târziu, pentru că v-am zis, eu pe mine am fost în 76, aveam 19 ani, 20 de ani și am fost să mă vadă cineva să mă asculte cântând și a zis că nu pronunț pe R bine. Dar bine, pe timpul comunismului nu se știa de persoane cu dizabilități și probabil că și asta a fost. Persoane cu dizabilități. Da. Adică, explicați-ne puțin ce înseamnă această dizabilitate de care vorbiți. O persoană care are un handicap. Da, dar asta am înțeles, dar ce anume? Vă referiți la dumneavoastră sau la în general? Da, la mine și când m-a văzut, probabil că nu m-a primit din cauza asta sau că... Adică se referea exact strict la această pronunție a răului? Da, așa a zis. Zice, nu puteți să faceți o școală că nu pronunțați pe R. Bine. Singurul care mai vorbește așa răite a zis că a fost Marin Cornea, care de-abia l-a admis în muzică, mă rog. Da, dar din câte observ eu dumneavoastră, nu vorbiți râit. Pronunțați râul. Îl pronunț, dar nu e r. Și este încadrat la persoană cu dizabilități? Nu, 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 eu am o... Ei au zis, ca să nu mă jignească, probabil că m-a văzut că am defectul ăsta la picioare, a zis că nu pronunț pe R bine. Asta și să ne înțelegem, ca să înțeleagă și telespectatorii noștri, că ne-am dus puțin așa în eroare de la acest R. Trebuie să înțeleg că dumneavoastră suferiți de un handicap, nu? Da, acesta fiind care? Din naștere. O parapareză spastică congenitală. Și este din naștere. Din naștere, așa m-am născut. Am înțeles. Și ei, ca să vă respingă pe bani. Da, a zis că nu pronunț pe R bine. Am înțeles. Acum am și înțeles. Eu am stat, dacă am văzut la televizor multe persoane care unele au voce, unele n-au, dar mă rog. Și zic, mă duc să caut o școală de canto și am ajuns la Ana Pioaru, profesoară de canto. Și m-a ascultat cântând și a zis, Doamne, dar unde ai stat până acum cu vocea asta? Și imediat m-a înscris și am făcut 3 ani de școală de canto. Da, dar soțul meu, fiind cam gelos așa un pic, nu m-a lăsat, a zis că ce? Eu am zis că școala asta ai făcut-o pentru așa, pentru tine. Da, mă zic, am făcut-o să-ți cânt ție în casă. Mă duc eu pe la anunță. Foarte frumos. Păi dacă ați făcut o școală de canto și ați cântat soțului în casă, nu-i ne place. Cântați și nu-i nouă place, ceva? Da. Nouă ne place, noi iubim muzica. Și v-aș ruga, uitați, de exemplu, să ne cântați. Eu le-am promis telespectatorilor că o să avem muzică live. Sigur. 100% astăzi. Eu cânt acapela. Acapela o să vă rog să ne cântați dumneavoastră. Sunteți pregătite pentru da, un moment așa scurt da, de acapela, da? Mă dusei în lumea largă, la nimeni să nu fiu dragă, of, of. Mă dusei, nu mă opri, cine-mi fu drag nu-ntâlni, ce noroc avui. Și stătui străină în lume, nu cunosc cui vorbe bune, n-am nici milă, nici crezare, of, ce supărare. Dușmănii se țin de mine și nu mai am zile bune, of, of.
ochii-mi stau tot lacrimând și eu cu neicuța în gând că nu pot să-l uit, că mă lua neicuța-n brață și mă săruta pe față, dar acum n-are cine, neica nu mai vine. Dă, Doamne, ce mi-am dorit pe neica de l-am iubit-o, uf, ia-mă, neicuță, cu tine să mă simt și eu mai bine, neică lângă tine, că mi-e viața dor și jale și tot plâng lacrimea mare, nu mai pot de atâta dor, neică și-am să mor. Foarte frumos. Eu am iubit-o foarte mult și am învățat. La microfon, să vă rog, să ne audă și telespectatorii. Toată viața eu am divinizat-o pe Maria Ciobanu.
fi cândva să mor, de cum le spun tuturor, mă. Să mă îngroape la izvor, mă. Să-mi treacă de foc și dor, mă. La izvor, într-o vâlceamă, să mă plângă pădurea, mă.
știe nimeni, focul și durerea mea, focul și durerea mea. Du, 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 du. Dar și... întrebare, o întrebare scurtă. Veniți din zona Gorjului, de unde? Da, din Oltenia. De unde anume? Din județ, pe lângă Craiova, Filiaș, pe acolo. Da? Pe aproape de tine, nu? Aproape de mine, dacă și eu sunt tot oltean. Filiaș și comuna mea se numește Argetoaia. De la Argetoaia, am înțeles. Am văzut că aveți acest stil. Păi da, de 45 de ani sunt în București, dar eu nu mi-am schimbat. Să nu uitați de microfon, vă rog, ca să ne audiți. De 45 de ani sunt în București, dar eu nu tot așa, până nu fusei, până nu mâncai, până da. Nu. Ce alți artiști mari mai îndrăgiți? Maria Ciobanu, care i-am învățat toate cântecele pe din afară și toate melodiile. Ce frumos. Țineți microfonul mai jos, vă rog. Așa. Maria Cornescu și de la Maria Lătărețu știu ceva, da, mă, dar Maria Ciobanu am divinizat. Aveți și piese dumneavoastră personale în repertoriul dumneavoastră? Nu am, nu. Aș fi vrut să-mi compună și mie cineva să pot să fac și-o niște, dar nu. Uitați, eu vă lansez o provocare. Ce spuneți dacă vă dau așa, nu știu, să zicem 2-3 săptămâni, găsim pe cineva să vă facă un text, o orchestrație și mergeți și înregistrați o piesă a dumneavoastră? Da, da, e vorba, e problema banilor, că nu... N-am. Eu găsim sunt... un sponsor. Găsim un sponsor, da, dar eu nu am pensie decât de la handicap, azi 450 de lei.
Am înțeles. Să știți că cu zilele acestea în care prețurile cresc pe peste așa tot... Așa este, dar cum vă descurcați cu Păi am soțul care lucrează. Soțul lucrează și am și fata, care fata e tot cu... Am născut-o tot cu un handicap. Deci doi copii este, am... Este ceva genetic? E sau? Ceva ereditar. Am înțeles. Și am nu ați știut treaba aceasta? N-am știut. Primul băiat care l-am făcut, n-am știut că iese asta. Al doilea, am vrut să mă duc să o dau, că aveam dreptul pe timpul lui Ceaușescu. Eu aveam dreptul să fac întrerupere de sarcină, dar nu ajunsesem în 4 luni și n-am mai putut. Și tocmai că băiatul mi-a murit la 15 ani și am rămas numai cu fata. Și amândoi copii a fost cu probleme. Eu merg foarte bine, dar băiatul mergea foarte greu cu lăbuțele așa în interior. Fata și băiatul are aceeași problemă? Băiatul mi-a murit la 15 ani. Dar nu din cauza defectului. A făcut o hepatită din asta, nu știu cum să vă spun, și mi-a murit. Am rămas cu fata. Fata are 43 de ani. Mulțumesc. Și lucrează și ea la un chioș de ziare. Ne bucurăm. Important este că are o viață cât de cât normală și ne dăm seama după lacrimile din ochii dumneavoastră că vă este tare greu să vorbiți despre această problemă. Noi apreciem tare mult că sunteți sinceră cu noi și ați ales să vorbiți despre... Da, eu sunt mai sensibilă, plâng mai ușor. Să știți că și noi suntem la fel de sensibili, sau cel puțin eu cumva, și încerc să vă ajut pe dumneavoastră să treceți mai bine peste emoții și să nu le... Sunt supărată pentru că am fost marginalizată în timpul vieții și mulți nu știu de ce, suntem și noi tot oameni. Da, este adevărat, dar acum s-au schimbat lucrurile, persoanele cu dizabilități sunt... ajutate, primesc pensie, primesc însoțitori. Ce, că 450 de lei atâta primesc de la handicapați. Plus ce mai dă... Și cum vă descurcați cu o sumă atât de mică? Soțul lucrează, am și fata care mai dă așa. Mi-ați zis, acum, da. Mâine a dat și nouă asta de alimente de 250 de lei, dar tot e puțin. Ne vine de la primărie 250 de lei, ne venea... Noi o să, ca să nu dăm nume și să nu vorbim despre persoanele publice, ce să zic, încercăm, facem tot posibilul să vă dăm o mână de ajutor și să... Să trecem așa cumva mai bine peste greutățile vieții, să cântăm, să bucurați oamenii, da, pentru că asta, aveți o voce asta, da, extraordinar, să de frumoasă și nu meritați să stați acasă, meritați să veniți în fața publicului, să-i încântați și să le alinați dumneavoastră sufletelor. Asta și mie îmi place, și pe stradă aș cânta dacă aș putea. Este cel mai frumos. Mai fredonesc câte un cântec pe stradă și... Mai cântați-ne și nouă un cântec tot așa a capela. Orice cântec doriți dumneavoastră. Măinicuță Ionele, cu părul făcut inele, cu părul făcut inele, ochii două albăstrele, de ce-i pus ca să-nvălcele în câmpul cu floricele? De ce-i pus ca să-nvălcele în câmpul cu floricele? Mă duc după ghiocei, dau de ochișorii tăi, mă duc după viorele, tot prin fața casei tele. Mă duc după ghiocei, dau de ochișorii tăi, mă duc după viorele, tot prin fața casei tele. Doamne, n-am pe unde da, să nu-ți văd bătătura, să nu-ți văd bătătura, să nu-ți mai aud gura, să nu-ți aud cântecul, că mi-ai seca sufletul, să nu te aud fluierând, că tu mă bagi în pământ. Foarte frumos. Foarte frumos. Poate reușim totuși să găsim pe cineva care să vă dea o mână de ajutor și să imprimați o melodie, să faceți un text și să faceți o melodie a dumneavoastră și să veniți într-o altă emisiune la noi ca să o prezentăm în fața telespectatorilor noștri. Da. Noi vă mulțumim încă o dată, vă urăm din suflet să aveți sărbători minunate, pline de iubire și de căldură în sânul familiei în continuare și vă așteptăm cu drag, pentru că sunt sigură că avem multe povești de împărtășit împreună cu telespectatorii noștri. Da, am vrut să vin atunci când făcea emisiunea dimineața și n-am putut să iau legătura cu nimeni. Eu sunt colegă cu Gabriel Gâlea, Gabriel Gorjanu, da, am da, făcut da. Școala.
Da. Și i-am zis, măi, dăm și mie un număr de telefon. Acum aveți contactele, vă așteptăm de fiecare dată, da, când doriți să veniți alături de noi. Vă mulțumim încă o dată, dragii noștri, rămâneți alături de noi pentru că ziua nu s-a terminat, încă avem surprize pentru dumneavoastră și cadouri, să nu uitați. Țineți aproape. Verde m-a tostat, mă, jos de Vâlcea într-un sat, mă, într-o casă bătrânească, doi bătrâni stau la fereastră, doi bătrâni stau la fereastră, măi, măi. Se gândesc că mor ca mâine, dintre-i un copil nu vine, dintre-i un copil nu vine, măi, măi. Bate cineva la poartă, eu sunt mama, fata voastră, am venit în casa noastră, am venit în casa noastră, mamă. Să-ți văd părul cealbit, fața și s-a opilit, pentru noi cât ai muncit, mamă. Să-ți sărut mâinile voi, care ne-au crescut pe noi, care ne-au crescut pe noi, mamă. Ochii ce blând m-au privit, gura ce m-a dojenit, de-am ajuns azi om cinstit, mamă. Ce faci, tată? De ți-e fruntea întristată? Acum văd și eu ce înseamnă să fii tată, să fii mamă, să fii tată, să fii mamă, măi, mă. Să-ți crești copii cu drag, să nu-ți calce unul prag, să nu-ți calce unul prag, măi, tată. Ai grijă de casa ta, măi, și creșteți copiii tăi, cum v-am crescut noi pe voi, cum v-am crescut noi pe voi, măi, fată. Noi rămânem tot aici, unde am crescut de mici, unde am crescut de mici, măi, fată. Poate dintre-i vă îndurați, unul cu noi ca să stați, unul cu noi ca să stați, măi, fată. Că de nu-i niciunul în casă, cui rămâne munca noastră, cui rămâne munca noastră, măi, mă. Ei bine, dragii mei, pentru că noi aici, la Succesul Artiștilor, încercăm să vă aducem interpreți iubiți de dumneavoastră și îndrăgiți de dumneavoastră, chiar dacă nu ajung în platou, facem tot ce ne stă în putere să-i auziți și să aflăm poveștile dumnealor. Avem artiști dragi cu care vom intra în legătură directă prin telefon, despre care vom afla lucruri despre viață și despre activitatea lor. Și avem la telefon o artistă dragă a noastră, a sufletului nostru și a televiziunii favorit, Maria Dragomiroiu. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, așa la sfârșit de an, mai puțin și de încheie acest an, cu de toate, cu bunele, bucurii, tristezi, dar sperăm în următorul că va fi mai bun. Sunt bine, mulțumesc pentru invitație pe care am
undelor și mă bucur și vă doresc mult succes. Mulțumim și noi. Vrem să ne spuneți câteva lucruri despre ceea ce faceți dumneavoastră în această perioadă. Știm că este o perioadă mai frumoasă pentru artiștii noștri, merg în turnee, în străinătate. Așa cum știm că și dumneavoastră sunteți într-un turneu în America sau urmează să mergeți într-un turneu? Da, păi în această perioadă este cea mai frumoasă perioada anului, când așa fiecare suflet încearcă să se împace cu toată lumea, să fie mai bun, că așa este în preajma sărbătorilor de iarnă. După Revelionul am să-l fac la Padova, în Italia, unde abia aștept să merg, că mai peste o zi și jumătate plec acolo. Și în ianuarie, pe 11, cam așa, 10-11 ianuarie, începem un turneu în America, unde sunt și eu, și Vlăduța lui Pău, Nicu Baleru, Sondi. O să fie un turneu frumos de vreo 3 săptămâni. După aceea soțul meu Bebe, pentru că el le organizează, rămâne în continuare cu altă trupă, cu Vali Vigelie, cu Georgiana Lobons. O să fie foarte frumos, sunt convinsă, pentru că românii din diaspora abia așteaptă să se mai așa, să distreze și să se simtă și bine împreună cu noi, cu artiștii care mergem acolo. De Crăciun, așa, nu știu, poate Dumnezeu trimite acea pace și liniște, acea armonie pe care ne-o dorim fiecare, să ne bucurăm de tot anul. Dar atunci la Crăciun se întâmplă o magie și atunci avem puterea, cum spuneam, să ne cerem iertare, să iertăm mai ușor și este bine, pentru că ne descătușăm de lucrurile pe care le-am strâns un an întreg. Bineînțeles, am fost cu copii, cu nepoții, cu buscăle mele, cu prietenii, că noi suntem mulți. Și la mine acasă este cartierul general, pentru că așa ne-am obișnuit, așa am obișnuit și aici ne simțim bine. Deci a fost foarte frumos, cu de toate pe masă, primite și cadouri după la țară, după la cumnații, pe la sfârșit. Ați menționat? Și fiecare vine cu câte ceva. Ați menționat de la țară, locul natal. Ați ajuns și în Ionești, în județul Vâlcea? Păi sigur că da, acolo este pentru mine acasă, acasă cel mai adevărat. Acolo încarc eu sufletul cu energie și acolo mi-aduc aminte de toată viața mea, să derulează așa într-o secundă, de părinți, de copilărie, de jocurile noastre de la țară, de muncile de la țară, de școala, deci toate deodată din așa ca un film, dar acest film al vieții se derulează într-o secundă. De fapt, așa cum este și viața. Așa este. Este așa o clipă formată din amintiri și trăiri. Și încercăm să trăirile noastre să fie cât mai frumoase și amintirile să le păstrăm pe cele optimiste și frumoase, iar pe cele care așa ne-au adus tristețe să le lăsăm undeva în adâncul sufletului mai departe. Îl salutăm și noi pe domnul Bebe, vă pupăm și pe dumneavoastră și vă mulțumim că ați intrat în direct cu noi și vă urăm să aveți un an nou mai bun și cu multe bucurii și mult succes în turneu în America. Și așa să fie la toată lumea, vă doresc și eu să aveți emisiuni frumoase, o să vin și eu la emisiunile voastre când mă întorc din America, să ne bucurăm de viață, să fie pace și liniște pe pământ. Asta ne rugăm, să ne rugăm la Dumnezeu în fiecare zi. Doamne ajută și să fie bucurie între oameni, să fie pace sufletească cumva, să fie armonie și înțelegere. Doamne ajută să fie așa cum ne dorim și așa cum le dorim și telespectatorilor noștri. Vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi. Vă dorim un an minunat. Mulțumesc, sărbători binecuvântate. Doamne ajută. Să rămână, vă mulțumim încă o dată. Dragii noștri,
Iată că, așa cum v-am spus, avem multe surprize pentru dumneavoastră. Avem artiști care sunt aici cu noi în platoul emisiunii sau care intră cu noi în direct și împărtășesc cu dumneavoastră gândurile lor și experiențele pe care le trăiesc în fiecare zi. Și pentru că la succesul artiștilor este vorba despre muzică, despre cadouri, despre secrete, despre succesul artiștilor, astăzi vrem să împărtășim o piesă superbă a doamnei Maria Dragomiroiu. Cât trăiește în lume, un roz bun să-și facă în viață, să trăiască bine. Ce frumoasă e iubirea când ai bucurii, ce grea este despărțirea când ai și copii. De ce vrei să pleci, neicuță? Gândește-te bine, am muncit, avem de toate, nu știu ce-i cu tine. Du-te, neică, du-te, măi, eu-ți vreau doar bine, dar să știi că niciodată n-ai să uiți de mine. Nevastă, și-ai copii cu mine, făcuți din dragostea noastră, știi, neicuță, bine. Ei sunt mici nevinovați, cum te înduri să-i lași? Ei nu vor ca să-i desparți, că-s doi îngerași. Știi că viața toată n-ai să uiți de mine. Ia din casă tot ce vrei, că-i și munca ta, dar copiii nu ți-i dau, că sunt viața mea. Toată viața o-i munci, lume pentru ei. N-am să-i părăsesc vreodată, că-s copiii mei. Du-te, neică, du-te, măi, du-te-n lumea toată. Chiar dacă noi te iertăm, viața nu te iartă. Când crezi că-ți va fi mai bine, singur să rămâi. Dorul sufletul să-ți rupă de-ai tăi copii. Căci părintele ce pleacă de lângă copii, viața-i face cale neagră și drumuri pustii.
După cum îți crești copiii, vor fi oameni buni sau nu? La fel cum din pământ iese omule ce seamen tu. Copilul nu are vină că-l răsfeți și-l scap din frâu. Dacă ai semănat neghină, nu o să răsară grâu, măi. De lăstar se-ndreaptă pomul, dacă-l las singur se apleacă. Tot așa e și cu omul, de vrei om la tot să placă. Pune-l bine în rădăcină, vântul să nu-l doboare. Și ține-l drept din tulpină, până când crește mai mare. Copil să-l ții din frâie, dar nu-l dojeni cu ură. Nu-l lăsa orice să spuie, nu-l lăsa slobod la gură. Nu-l lăsa de ești părinte, unde vrea el să se ducă. Din același lemn se face și icoană și măciucă. De lăstar se-ndreaptă pomul, dacă la singur se apleacă. Tot așa e și cu omul, de vrei om la tot să placă. Pune-l bine în rădăcină, vântul să nu-l doboare. Și ține-l drept din tulpină, până când crește mai mare. Casa în care copilul face numai ce el crede, câștigă la nuneghină, iar greu semința-și pierde. Și-un părinte cât trăiește, de-ar plânge cu lacrimi râu. Neghina n-o mai albește, nici nu o preface în grâu, măi. De lăstar se-ndreaptă pomul, dacă la singur se apleacă. Tot așa e și cu omul, de vrei om la tot să placă. Pune-l bine în rădăcină, vântul să nu-l doboare. Și ține-l drept din tulpină, până când crește mai mare. Pune-l bine în rădăcină, vântul să nu-l doboare. Și ține-l drept din tulpină, până când crește mai mare. Pe un drum bătut de piatră, o măicuță supărată mergea-n baston plângând, vorbea singură oftând, măi. Opri-și-o întrebai, maică, ce supărări ai? Mergi pe drum posomorâtă, tristă, maică, și-amărâtă. Nu vezi pe unde calci pământul, nici nu știu unde ți-e gândul. Plângi că n-ai pe nimeni, ori ți-e trai sta-n spate grea, măi. Stai un pic și te oprește, maică, și te hodinește. Vin la mine, maica mea, să-mi povestești viața ta, măi. Mi-a
murit moșul de mult și nu mai pot de urât, măi. M-a mâncat singurătatea, e mai urâtă ca moartea. La băiat eu nu pot sta, că nu mă vrea nora mea, măi. M-am dus la fetele mele să stau la una din ele, dar nu m-a primit niciuna, de-aia maică plâng într-una. M-au alungat fără milă, mai rău ca pe o străină. Dacă aș fi stat la ele, le ajutam la treburele. M-aș duce la casa mea, dar nu pot sta singurea, măi. Nu lăsați pe drum părinții, că o să vă bată sfinții. Ajutați-i, dragii mei, că și voi veți fi ca ei, măi. La un străin, la un câine, tot îi dai un colț de pâine. Cum să nu le dai speranță la cei care ți-au dat viață? Sunt uitată de copii, măi. Plec, maică, unde-o vrea sfântul, unde s-o sfârși pământul. Voi muri lângă un gard cu bocceluța la cap, măi. S-o îndura cineva să mă îngroape undeva, măi. Cer atâta dacă are doar un muc de lumânare, să am lumină în groapă, măcar pe lumea-i laltă. Să mă îngroape lângă un gard și fără cruce la cap, măi. Ca să nu mai știe nimeni că am trecut și eu prin lume. Nu lăsați pe drum părinții, că o să vă bată sfinții. Ajutați-i, dragii mei, că și voi veți fi ca ei, măi. La un străin, la un câine, tot îi dai un colț de pâine. Cum să nu le dai speranță la cei care ți-au dat viață? Vecinul meu, lătrim în șoft din greu. La mine în poartă bate să-l ajut, că nu mai poate. De mult timp n-a mai sunat telefonul, că-i stricat. Găsește-i vecinele acu, m-a rugat moșu săracu. Plânge în poartă un părinte cu lacrimi de dor fierbinte. Să-l întrebe, n-are cine, dacă o duce rău sau bine, oh, oh. Plânge-n poartă un părinte cu lacrimi de dor fierbinte. Să-l întrebe, n-are cine, dacă o duce rău sau bine.
dormit de nu știu când. Trec zile și nopți la rând. Cred că a trecut o lună și copiii nu mă sună. Ajută-mă dacă poți să aud glasul la nepoți, să mă sune și să-mi spună copiii o vorbă bună. Lângen poartă un părinte cu lacrimi de dor fierbinte, să-l întrebe n-are cine dacă o duce rău sau bine. Oh, oh. Plânge-n poartă un părinte cu lacrimi de dor fierbinte, să-l întrebe n-are cine dacă o duce rău sau bine. Să-ți spun, telefonul tău e bun. Degeaba ai venit la mine, că el merge foarte bine. La nimic nu-i de umblat, copiii te-au cam uitat. Dar împacă-te cu gândul, că și lor le vine rândul. Plânge-n poartă un părinte cu lacrimi de dor fierbinte, să-l întrebe n-are cine dacă o duce rău sau bine. Oh, oh. Plânge-n poartă un părinte cu lacrimi de dor fierbinte, să-l întrebe n-are cine dacă o duce rău sau bine. Am revenit, dragii noștri, la Succesul Artiștilor aici la Favorit TV, unde, așa cum v-am promis, avem surprize peste surprize. Și vreau, Roxana, și pentru tine, pentru că nu știi de acest moment care urmează, avem un telefon în direct cu o artistă dragă mie, Ștefania Rareș, și vreau să spun săru mâna și bine ați venit la noi la emisiune. Bine v-am găsit și să fie într-un ceas bun tot ce faceți, Doamne ajută. Ieri a fost ziua dumneavoastră, a fost Sfântul Ștefan, cum ați petrecut? La mulți ani! Oh, mulțumesc foarte mult! Bine, ca de obicei în familie și cu prieteni dragi, ca toată lumea, care își sărbătorește niște ani frumoși, pentru care mulțumim celui de sus că ne-a dat. Uitați, sărbătoresc cu dumneavoastră și acum, că sărbătoarea ține mai mult, știți, așa. Ca la noi la român, 3 zile. Ați început de la Crăciun și continuăm până de după anul nou, nu? Așa e, până după Sfântul Ion. Doamne ajută! Doamna Ștefania, eu sunt... Sărbătorile de iarnă, așa, așa de, s-a moștenit din moși strămoși, să sărbătorim până după Sfântul Ion. Doamne ajută, așa să fie, să o ținem într-o sărbătoare tot anul. Însă eu vreau să-mi împărtășiți așa un secret, pentru că eu încerc să aflu secretele marilor artiști, iar dumneavoastră sunteți o interpretă atât de iubită. Vreau să știu care este secretul interpretei de succes, Ștefania Rareș. Of, Doamne, dacă v-aș spune că e banal, dar nu este banal, pentru că am muncit totdeauna, de când mă știu, pentru că n-am refuzat nimic din ce mi s-a pus să fac în perioada cât activam în marele ansamblu Rapsodia Română, de fapt la niciun ansamblu, nici la Ciprian Porumbescu, nici la Perinița, dar mai mult la Rapsodia Română, când am lucrat așa la foc nestins, la foc aprins tot timpul. Și probabil că și asta a contat, că nu am avut relaj în viața mea cum era obiceiul și cum este și acum, măcar o zi pe săptămână sau două să ai liber.
noi n-am avut, generația mea, nu am avut zile libere niciodată. Atunci când a sunat telefonul, am fost în post precum un pompier în timpul focului. De aceea probabil că nu mi-am pierdut nici puterea, am căpătat o experiență, mi-a ajutat Dumnezeu să fiu puternică. Cadoul meu cel mai mare a fost meseria pe care mi-a dat-o Dumnezeu, să lucrez cu sufletele oamenilor, și cadoul meu a fost publicul care m-a așteptat și m-a îndrăgit, și toți copiii din școală cântau cântecele lui Ștefania Rareș, unii le mai cântă și acum, și copiii, și elevi, și studenții, și omul de la 30 de ani în sus, ca să zic așa, și cei mai maturi. Pe bucuria vieții mele și cadou vieții mele, acesta a fost, da, meseria pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Așa este, aveți o carieră strălucitoare și... Și nu vreau să trec, iertați-mă, nu vreau să trec pentru a mulțumi redactorilor, organizatorilor de spectacole, impresarilor care m-au solicitat, dumneavoastră redactorilor care nu m-ați uitat niciodată, pentru mine a fost viață vie și vă mulțumesc. Noi nu vă uităm pentru că vă iubim și vă apreciem și așa cum spuneam, aveți o carieră strălucitoare, înfloritoare. Aveți cumva vreun lucru pe care nu l-ați reușit să-l faceți în parcursul activității dumneavoastră, sau aveți vreun regret anume, sau ați fi dorit să faceți ceva și nu ați reușit? De obicei în viață am făcut ceea ce mi s-a oferit, ceea ce regret, ceea ce mi s-a oferit am făcut cu plăcere și totdeauna am așteptat, n-am zis nu, niciodată n-am zis i-am Doamne. Dar lucru pe care îl regret este că am făcut în viața mea cu mari folcloriști, cu legători de folclor, specialiști, profesori de folclor, cu care am trăierat munți, văi, dealuri, prin ploi, vițuri, și așa, am făcut o mulțime de culegeri și am casetele și acum, și n-am imprimat tot ce am adunat de la Săranul, care locuia în vârful muntelui, fără lumină electrică, fără radio, fără... Asta regret, că având o muncă foarte, cum să spun, tracăsată, adică frumoasă, dar cu răspundere, și având câte 4-5 spectacole pe zi sau altădată, am avut în viața mea zile când am lucrat la foc continuu 40 de ceasuri, mi-a zis doctorul că nu sunt toată regula. Dar, mă rog, și dacă regret un lucru, regret că n-am putut să pun în radio și în televiziune și în imprimările pentru care eu, pentru cântecele pentru care m-am luptat să le culeg, n-am reușit să le pun chiar pe toate. Dar pe aici, pe acolo, am mai dat la câte un copil care a vrut să cânte, care vrea să cânte. Asta am făcut. E singurul meu regret. Așa să faceți, să oferiți tuturor copiilor, pentru că aveți un suflet minunat, sunteți iubită de publicul întreg, de telespectatori. Care sunt interesați, cu toată dragostea. Cu drag. Noi vă mulțumim din suflet, doamna Ștefania, la mulți ani, încă o dată, sărbători minunate cu și un an bogat cu de toate. La toți cei ce sărbătoresc Sfântul Ștefan, Crăciunul, Sfintele Sărbători, din tot sufletul, la mulți ani, și petreceți-vă cu cântecelele mele. Vă mulțumim din suflet pentru intervenția dumneavoastră. Încă o dată, un an nou fericit, cu multe bucurii, și avem și un cadou muzical pentru telespectatorii noștri, un videoclip cu Ștefania Rareș. Hi.
hai dri 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 dra, când te joc și veselie, hai dri 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 dra, dacă e chef, ai chef să fie, hai dri 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 dra, când te joc și veselie, hai dri 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 dra, că-i frumoasă viața zău, hai dri 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 dra, lângă badea nodul cromă, hai dri 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 dra. Vine
ba din coași și fam și mei fași. Un tantir li 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 li, un tantir li 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 li, ca să știe lumea de acum ce-o-mi faci. Un tantir li 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 li, mai lasă ba de sfiala. Un tantir li 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 li, și dai foc cu îndrăzneala. Un tantir li la, când l-ar ști obraznicul. Un tantir li 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 li, cum mănâncă praznicul. Un tantir li la, pare cu cămeașă scurtă, treci valea și mă sărută. Da, valea cu chetrișeli, nu pot treci din gureli. Da, bădițari, mintiri hai ducească. În tampir li 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 li, în tampir li 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 li, își frământă mintea cum s-o învârtească. În tampir li 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 li, în tampir li la, își apasă cușma taman pe sprânceană. Îmi tantir li 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 li, îmi tantir li 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 li, îmi fac și cu ochiul și la el mă cheamă. Îmi tantir li 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 li, îmi tantir li la, măi bădiță tare aș vrea. Îmi tantir li 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 li, dar mi-e frică de ceva. Îmi tantir li la, că așa-i viața n-ai și faci. Îmi tantir li 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 li, să te tende și îți place. Îmi tantir li la, și te uiți ba de la mine, că nu-ți fac cu țiginii. Ia te uită la sprâncene, că ești cu ochii pe ele. Uiu mă, și-așa. Ia uite-o pe lelea, lelea cu catrință. Îmi tantir li 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 li, îmi tantir li 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 li, cum îi saltă ea pe lângă bătiță. Îmi tantir li 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 li, îmi tantir li la, și cum îl atinge dornică și dulce. Îmi tantir li 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 li, îmi tantir li 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 li, de mijloc o prinde, bate-a și o strânge. Îmi tantir li 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 li, îmi tantir li la, hai picuță cu badea. Îmi tantir li 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 li, și dai foc cu dragostea. Îmi tantir li la, hai picuță repejor. Îmi tantir li 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 li, să nu mă usuc din dor. Îmi tantir li la, în soară timp mai bădiță, nu sta trage la portiță. În soară timp ia-ți nevastă, nu stai strajă la fereastră. Și faci lelișoare, lele cu catrință. Îmi tantir li 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 li, îmi tantir li 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 li, când mă porți cu vorba ca o copiliță. Îmi tantir li 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 li, spune lelișoare și ascunzi într-una. Îmi tantir li 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 li, îmi tantir li 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 li, ne iubim la anu sau poate acum. Îmi tantir li 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 li, îmi tantir li la, dar lelița-i liniștită. Îmi tantir li 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 li, i-o trântește într-o clipită. Îmi tantir li la, i-o trântește îndesat. Îmi tantir li 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 li, s-audă lumea din sat. Îmi tantir li la, păi puneți pofta-n cui bădiță, eu nu mai sunt copchiliță. Așa cum o zis și mama, cântă-i nunta așa, păi treaba, hop, șa, șa, șa. Eu când sunt și pornesc la drum, voi pregătit, cozile le-am împletit. Busul eu când sunt și pornesc la drum. Băi vecinii măi, am plecat încet spre moară, cu gând să mă întorc spre seară, cu gând să mă întorc spre seară. Băi vecinii măi, roata s-a stricat și tare m-a supărat. Cum mă duc la moară cu căruța goală? Roata s-a stricat și tare m-am supărat. Cum mă duc la moară cu căruța goală? Moara nu m-a așteptat și căruța s-a stricat. Dumnezeu l-a ajutat, gândul el l-a îndreptat, m-a luat cu el la moară cu căruța goală. Roata
mi s-a rupt, dar eu noroc am avut. Lelai frumoșă cât din morar plăcută. Roata mi s-a rupt, dar noroc eu am avut. Lelai frumoșă cât din morar plăcută. Că morarul-i căutat, mă! Ilieniță-ne din sat! Altă grăunță mi-a dat, apoi lea și măcinată pentru săruta. Că morarul-i căutat de lelițele din sat, au căruțele încărcate, dar nu-i sărutate. Așa am pățit, dar eu nu m-a lecuit și nu m-a lăsat, tot-o-i măcina. Așa am pățit, dar eu nu m-a lecuit și nu m-a lăsat, tot-o-i măcina. Că morarul-i un bogat de leliții căutat, dar el vrea lele frumoasă să vină cu draga. Vă invităm să luați loc pe, da, pe fotoliu la noi în studioul și să vă zicem bine ați venit. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Sunt foarte încântată că de sărbători suntem împreună cu toții. Da, și noi ne bucurăm foarte tare că ne-ați călcat pragul din zi de sărbătoare și că sunteți alături de noi și de telespectatorii noștri aici la emisiune. Da, iubesc foarte mult postul favorit și pe voi ca prezentatori sunteți nemaipomeniți, frumoși, eleganți și, bineînțeles, cu voci deosebite. Mulțumim. Și sunt foarte încântată ca să fiu cu voi. Da, doamna Geta Postolache, o prezență întotdeauna adorabilă în emisiunile TV și, ce să zic, îmi place foarte mult marama dumneavoastră, văd care o, da. Este autentică. Este foarte autentică, este foarte veche și o doamnă de la noi din Vrancea a zis că o păstrează pentru dânsa, dar văzându-mă la televizor a zis că mai bine s-o vadă la televizor decât s-o vadă în casă. Și am fost foarte încântată că mi-a dat-o. Îi mulțumesc pe această cale, doamna Maricica o cheamă de la noi din Vrancea. O salutăm și noi pe doamna Maricica. Doamna Geta, da. La noi invitații noștri vin, cu siguranță telespectatorii noștri știu destul de multe despre dumneavoastră și ați povestit destul de multe în nenumăratele emisiuni în care ați participat. Dar acum, dacă stați să ne gândim la ceva ce ați dori ca telespectatorii noștri să știe despre marea interpretă Geta Postolache. Sărim de la una la alta. Acum recent am avut un spectacol foarte, foarte mare, 45 de ani de activitate. Mulțumesc. Care s-a ținut la Sala Radio cu soliști de mare valoare, a fost lume multă și le mulțumesc pe această cale acestor oameni care iubesc cântecul nostru românesc. Și am fost foarte, foarte, foarte încântată. Nu m-am așteptat ca să fie așa lume multă și cu dragoste și cu vorbe frumoase apropiați de toți soliștii, nu numai de mine. Toți soliștii au fost extraordinar de lăudați și s-a prezentat extraordinar de nu bine. Nu avea cum să fie altfel, pentru că sunteți un artist atât de iubit și atât de apreciat de către publicul nostru. Iar mă întorc, nu pot să fii iubit chiar de toată lumea. Nici voastră sunteți. Eu ca mai să zic câte una, așa mai... Dacă tot ați spus asta, să înțeleg că aveți așa pe cineva cu care... sau aveți dușman sau aveți pe cineva care nu vă agrează sau... Ei, care dar cine nu n-are dușmani? Cine nu are dușmani? În general, da, avem cu toții, da, dar așa, da. Nu știu, aveți să așa ne spuneți ceva soliști. Așa mai așa mai e, deosebit. Mai ales la noi în Vrancea, acolo. Eu salut toți vrâncenii mei care îi iubesc cu mare, mare, mare drag. Datorită lor am ajuns unde am ajuns. Că am avut multe spectacole la noi până a pleca cu cântecele la București, cum să spune, da, da, da. În comisii, în... Sunt foarte, foarte mândră de ei. Ei m-au preferat. Și pe altă parte am participat la foarte, foarte multe concursuri în țară și unele am luat diferite
premii. Nu pot să spun că nu. Am luat și trofee, am luat și locul 1 și mențiuni și de toate am luat. Dar nu am venit niciodată de la niciun spectacol cu mâna goală. Am fost întotdeauna apreciată și le mulțumesc pe această cale. Este de înțeles acum de ce ați spus dumneavoastră că aveți și dușmani ca toată lumea în general, dar acum... explicând așa în amănunt, telespectatorii noștri au înțeles și ei despre ce este vorba. Noi vă iubim foarte tare, iubim cântecele și portul dumneavoastră. Da, este adevărat și să mai spun ceva. Unele se cred ce nu sunt. Mulți. Să știi. Bine, Doamne. Dar haideți să dăm un nume. Sunt care se cred ce nu sunt. Dar probabil că... Nu mai zic, relațiile, cum e și la noi acolo în Vrancea. Nu e așa, Doamne, cine știe ce. Dar e susținută. Asta am înțeles, și dacă ar fi, da. Nu ne aude nimeni acum. Dacă da. Ar fi să dăm un nume... Nu, dau nume, că nu, dar nu merită să dai numele. Pentru ce să dai nume? Atunci, ce să mai, nu le mai dăm nume, dar cântăm în ciuda dușmanilor și pe sufletele telespectatorilor noștri. Îi iubesc foarte mult telespectatorii noștri din toate zonele țării și foarte mult din zona mea, Vrancea. Încă o dată vă iubesc, dragii mei, și vă doresc sărbători frumoase alături de cei dragi. Doamne, să știți, ajută. Doamna Geta, că dacă nu ați fi așa apreciată, nu ați avea dușmani. Așa că atâta timp cât sunteți vorbită și sunteți bârfită și aveți dușmani, sunteți importantă. Da, este adevărat, dar unele s-am zis să dau mari fără în valoare. Asta-i. Noi vă invităm să vă dați și dumneavoastră mare, mare în fața telespectatorilor noștri să ne mai cântați o melodie mare, drag, frumoasă. Dar noi aici, bineînțeles că aici e filmare, nu? Se mai poate tăia din ele ce am mai zis. Dar cum? Doamna Geta, noi vă iubim, telespectatorii vă iubesc, toată lumea vă iubește, credeți-mă. Și eu iubesc la rândul meu. O voce minunată și vocea dumneavoastră bucură suflete și noi asta ne dorim. Vocea e dată de la Dumnezeu. De la Dumnezeu, care în fiecare zi să mă pun în genunchi și să-i mulțumesc pentru acest har. Că e greu ca să pătrunzi în muzica populară dacă nu ai avea voce. Iar mă întorc, nu putem cânta toți la fel. Pentru dumneavoastră, Geta Postulache!
când vin sărbătorile lume. Cum fac toate mamele lume, așteaptă copiii acasă lume, cu tot ce-i mai bun pe masă lume. Cât de frumos este la români, cât de frumos răsună așa cântecele noastre. O să vă rog... Și mai ales cântecul moldovenesc, Roxana. Întotdeauna cântecele moldovenești sunt mai duioase totuși, ca text mă refer. Toate cântecele sunt frumoase, iar mă întorc acum, din toate zonele țării. Și fiecare solist caută în așa fel... cântecele lui să fie mai frumoase ca locutare, ca locutare. Și de asta muncim, că nu e ușor să faci un cântec, voi știți, și ca text, și ca melodie. Dar Dumnezeu ne ajută și ne așează acolo unde ne este locul. Așa este. Care este piesa dumneavoastră de suflet? Am cântat de copiliță. Este piesa care este așa, parte din sufletul dumneavoastră. Da, este o piesă foarte, foarte frumoasă, da, și ca text, și ca melodie. Dumneavoastră ați scris textul? N-am mai fost și ajutată, nu numai eu, dar multe sunt din viața de zi cu zi. Mi-a plăcut mult textele făcute... de acolo, din locul unde ai plecat, de la țară. Folclorul adevărat de acolo, da. Și uite că am reușit cu câte o leacă, câte o leacă. Și... Dacă ar fi să împărtășim cu telespectatorii noștri și cu tinerii ce vă calcă pe urme, care ar fi succesul unui artist? Care a fost succesul dumneavoastră? Cum ați ajuns la succes? Cât de greu a fost drumul? A fost greu, v-am spus încă o dată, am participat la foarte multe concursuri și am luat premii și cei care au fost în juriu au apreciat și am fost chemată prima dată de doamna Mărioara Murărescu, Dumnezeu s-o ierte, la Tezaur Folcloric. Unii ne-am prezentat, era obligatoriu ca să cânți doină. Deci doinele mi-a plăcut foarte mult și am fost apreciată, da. Nu zic cum am fost noi, ți-am zis că noi am trecut prin comisii, dar nici așa cum e în ziua de azi. Voi vedeți, urmăriți fel de fel de cântece. Există foarte multe emisiuni și mulți tineri realizatori. Acum vă invită la emisiune, adică participați la fel cum era. Diferența dintre acele vremuri de atunci când erați la începutul carierei și cum este acum. Așa nu să e facem nicio un... diferență, mă iubește toată lumea. Exact cum a zis și, da. Mă iubesc toți realizatorii, da. Și le mulțumesc pe această cale, da. Nu sunteți atât de iubibilă și atât de plăcută încât nu cred că există un realizator sau o persoană care să nu vă cunoască și să nu ajungă să vă iubească. Sau să nu aprecieze cântecele și munca dumneavoastră. Da, din realizator, dar din soliști nu. Soliștii să fie sănătoși. Da, din soliști nu. Să fie sănătoși, da. Să-și cânte piesele și să vă asculte pe dumneavoastră cu drag până la urmă. Nu știu, nu cred că și eu sunt cam tot la fel. Ascult ce-mi place mie, nu? Așa noi, și... noi să știți că da. Vă iubim și vă ascultăm. Eu unul care, la rândul acesta, sunt și coleg cu dumneavoastră și cânt totodată, vă ascult melodiile, repertoriul și-mi place da. Și vi-l iubesc și pe dumneavoastră ca prezență, ca artist. Așa este, dar eu mă refer la generația mea, nu la cei tineri. E la generația mea. Cu toții să fim sănătoși, da. Pentru că da. Noi aici, la Succesul Artiștilor, avem cadouri pentru dumneavoastră, pentru telespectatori. Vă invităm să rămâneți alături de noi, vă invit pe dumneavoastră să rămâneți în fața micului ecran, pentru că avem surprize. Doamna Geta Apostolache, vă mulțumesc din suflet că ați fost astăzi alături de noi și că ne-ați încântat, ne-ați bucurat sufletele. Am deschis așa un pic din poveștile dumneavoastră și vă așteptăm de fiecare dată. Aici, la Succesul Artiștilor. Eu vă mulțumesc din tot
sufletul. Sunt încântată că am fost alături de voi și de dragii noștri telespectatori, care le doresc sănătate și sărbători frumoase împreună cu cei dragi. La mulți ani! Și noi vă dorim un an nou fericit, sărbători fericite și vă mai așteptăm cu drag la noi la emisiune. Mulțumesc. Haideți cu drag să mai cântați o piesă, să petrecem așa, că toți suntem într-o sărbătoare continuă în această perioadă. Dragii mei, rămâneți alături de noi să ascultăm piese frumoase, piese autentice și nu uitați, avem cadouri.
ajutor. Când trăiesc pe asta lume, duc departe al tău nume. Numele ce mi l-ai dat, eu îl port, tată, cu drag. Te mândrești, tată, cu mine, că ai un fecior pe lume. Focul, să mă văd odată, socru, socru mare.
fac nunta adevărată, cum face orice părinte, că a fost băiat cu minte. Datoria mea de tată, să-i fac nunta adevărată, cum face orice părinte, că a fost băiat cu minte.
a venit binele-n prag. Am cea mai frumoasă fată și cea mai scumpă nepoată. Ele sunt averea mea și-mi bucură inima. Doar când le văd zâmbetul, mi se umple sufletul. Mi-am crescut cu bine fata, astăzi între și nepoata. Iubire și răbdare, viața mea e sărbătoare. Când îi văd zâmbetul ei, se umezesc ochii mei. Ca-l pământul fericită, sunt și mamă și bunică. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat mereu. Am și fată și nepoată, astea sunt averea toată. Trăiesc numai pentru ele, bune sunt zilele mele. Mă rog să le fie bine amândouă lângă mine. Noaptea-i mare, ziua-i mică, sunt și mamă și bunică. Împart inima cu ele, am în suflet mântuire.